foarte mult, Simona Preda. Statistic, această femeie, Anne Morrow Lindbergh, a fost femeia cea mai hărțuită de presă în secolul 20, după Lady Di. În primul rând, pentru că în anii 30 mi s-a întâmplat o mare tragedie. Copilul lor de 4 ani a fost răpit și ucis. Imediat după, s-a dat o lege, lege care le poartă numele de familie, legea Lindbergh în Statele Unite ale Americii, prin care erau omorâți cei care răpeau și ucideau copii. Dincolo de asta, ea a fost un personaj extrem, extrem de interesant. A scris și una dintre primele cărți despre feminism, înaintea teoriei feministe, iar faptul că a zburat și a cartografiat teritorii întregi alături de celebrul Charles Lindbergh este o mare realizare. De altfel, ea a supraviețuit cu mult. A murit la peste 90 de ani. Vă recomandăm încă o dată James Salter, un mare scriitor american de descoperit, tot ce este, și bestsellerul Soția Adiatorului de Melanie Benjamin. Vă mulțumim!